În urma ploilor torențiale ce au căzut în zona municipiului Oltenița, într-un interval scurt de timp, dispecerul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș a fost anunțat despre producerea mai multor inundații de gospodării cetățenești, existând riscul de inundare a mai multor locuințe. Pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Oltenița au intervenit cu autospeciale și motopompele din dotare pentru evacuarea apei din mai multe gospodării.